Bună ziua! În videoul de astăzi vă voi prezenta pașii care trebuie parcuși pentru plata taxelor prin intermediul aplicației Student Atunit BV. Aplicația este disponibilă în App Store, Play Store, cât și pe App Gallery. Odată ce aveți acces la aplicație, puteți foarte ușor să achitați taxele dumneavoastră. După ce ați deschis aplicația, accesați pagina de taxe prin apăsarea butonului de pe ecranul principal sau prin apăsarea meniului din stânga sus, după care veți vedea opțiunea de a selecta meniul de taxe. Prin intermediul aplicației, puteți achita două tipuri de taxe, taxa de cămin și taxa de școlarizare. Pentru a plăti un tip de taxă, accesați pagina dedicată acestuia din partea superioară a paginii. În cazul taxei de școlarizare, există opțiunea de a fi plătită integral sau parțial. Apăsați taxa care doriți să o achitați și selectați suma în cazul în care doriți să plătiți parțial. În continuare, va trebui să vă introduceți datele bancare pentru a finaliza tranzacția. Odată ce taxa a fost plătită, vi se va prezenta un mesaj de confirmare în care se vor regăsi anumite date despre tranzacție. Similar se procedează și pentru taxele de cazare în cămin. Alegeți taxa care doriți să o achitați și parcurgeți aceiași pași. În cazul taxei de cazare, plata se face integral, pe fiecare lună. Pentru o experiență cât mai ușoară, se recomandă avea în vedere datele scadente pentru taxe. Dacă încercați să plătiți o taxă care-i dată scadentă nu este cea mai apropiată, vă va apărea un avertisment. În cazul în care apar dificultăți sau probleme, contactați-ne pe e-mailul tsg@unitbv.ro. Dacă acest video v-a fost de folos, apăsați butonul de subscribe pentru viitoare tutoriale. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună!